Da. Aici partea asta nu e de denunț. Deci să le spunem telespectatorilor și să o rugăm. Doamna Elena Udea ne-a trimis un mesaj la amândoi, potrivit regulilor gazetărești. Noi o întrebăm acum public, se vă trimite noastră sau mie un răspuns, dacă putem să-l citim. Dacă ne l-a trimis nouă personal, nu-l citim. Dar dacă l-a trimis să fie avem, citit, noi. Avem acest mesaj de la doamna Udrea, e trimis ambilor. O să ne spună, nu numai regulilor gazetărești, ci și regulilor potrivit care sau regulilor care e supusă în acest moment. Da, păi tocmai de da, corect. S-ar putea să fie ce scrie aici, s-ar putea să fie ceva, cum să zic, să depășească cadrul cu pricina. E o regulă, că trebuie să învățăm pe tine, nu ați să știți, se numește off the record. Dacă cineva mi-a spus off the record, nu, gata, știu eu. Vedem acum ce ne scrie. Vedem ce ne scrie deci doamna. Deci e clar că nu e un denunț, domnul. Hai să fim serioși. Nu e un denunț, poate, juridic. Da, poate nu e un denunț juridic, hai să zicem chestiunea asta, dar e un denunț asupra percepției ce se întâmplă în statul ăsta, percepțiilor publice. Asta vreți. E un denunț politic, uite, luați așa. Da, așa nu e un denunț juridic, dar e un denunț politic în care ea povestește, nu știu, ce are ea pe suflet acolo. Avem un al doilea exemplu care probabil o să vă trimit un mesaj și o să ne trimit. Ca și ăla cu televiziune. Deci... Din câte mai țineți minte, nu mai țineți minte, că aveți memorie aici. Domnule, au venit doamna Chioveși și doamna... Da, cred că ne-a dat un mesaj să-l citim. Da, ne-a dat un mesaj, dar stați puțin să... Ca să vedeți, facem știri în direct. Da. E complicat, domnul Cristoie, mai bine citiți și dumneavoastră, că e... Da, doamna Elena Udrea spune că nu poate... Da. Se spune, dar putem folosi, noi nu o să cităm și noi nu folosim ca să nu-i facem rău. Așadar, e pe o deducție logică a noastră. Da. Acum putem discuta... Bun. Nu, doamna ne-a spus că, cel puțin, că era vorba mai